Frăsinei, luna octombrie, ziua 27-a, preacuviosul părintele nostru Dimitrie cel Nou de la București, acest cuvios părinte Dimitrie cel Nou a trăit în vremea drept credincioșilor împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei Lomului. La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi, văzând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din satul Basarabov și s-a sălășluit mai întâi într-o peșteră din apropierea acestui sat, iar apoi s-a făcut monah la mănăstirea care era înăuntru peșterii. Dar cine poate spune ostenerile, postul, rugăciunea și privegherile pe care le făcea și prin care s-a învrednicit și de darul facerii de minuni? El și-a cunoscut și vremea ieșirii sufletului din trup, căci, retrăgându-se între două pietre mari, și-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu în timp ce se ruga. După multă vreme, apa Lomului a venit mare, încât a luat și lemnele și pietrele din prejurul ei, și atunci au căzut în apă și cele două pietre care erau în apropierea peșterii, împreună cu moaștele Sfântului, și multe vreme au rămas acolo. Deci, vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat îngerul Domnului în vis unei copile care pătimea de duh necurat, fiica unui om credincios, și a zis: dacă părinții tăi mă vor scoate din apă și a arăta locul, eu te voi tămădui. Sculându-se dimineață, copila a spus părinților săi visul pe care l-a avut. Adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți împreună la locul ce l-a arătat de copilă, unde de multe ori se arăta o lumină și cei care o vedeau socoteau că acolo este ascunsă o comoară de bani. Căutând cu din adinsul, au aflat în apă sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie, care erau afundate în prundiș și le-au scos întregi, strălucind ca aurul. Apoi, luându-le de acolo, le-au dus în satul Basarabov, și străbătând vestea prin toate părțile din prejur despre aflarea sfintelor moaște ale lui Dimitrie, a ajuns și la urechile Domnului de la București, care îndată a trimis preoți și boieri ca să aducă moaștele sfântului Dimitrie în Valahia și să le așeze în biserica domnească. Deci, mergând trimiși Domnului în satul Basarabov, au luat moaștele sfântului și au purces cu ele ca să le aducă în Valahia. Ajungând cu dânsele până aproape de un sat care se cheamă Ruș, au stat sfintele moaște la o fântână și de acolo sfântul n-a mai vrut a merge mai departe. Văzând preoții și boierii acea minune și nedumerindu-se ce să fie, s-au sfătuit să facă ceea ce au făcut cei de altă seminție cu chivotul mărturiei Domnului, și au înjunghiat doi juncani tineri și au înjugat doi juncani tineri neînvățați la carul cu moaștele sfântului și au lăsat să meargă unde vor voi ei, căci din aceasta urma să știe și voia sfântului. Atunci juncanii s-au întors îndată la Basarabov cu moaștele sfântului și au stat în mijlocul satului. Iar preoții și boierii, întorcându-se fără nicio ispravă, au spus celui care i-a trimis despre toate acestea. Domnul Valahiei a trimis atunci boieri cu bani și au făcut o biserică cu numele cuviosului Dimitrie în satul Basarabov, în care au așezat moaștele sfântului. Și multe minuni făceau acele moaște celor ce cu credință năzuiau la el, dintre care vom consemna câteva de la oameni vrednici de credință, care le-au văzut cu ochii lor și care le-au scris pentru popor spre încredințarea și adeverirea celorlalte minuni. Două femei surori, Aspra și Ecaterina, din satul care se numește Cernavodă, au făcut o prea frumoasă biserică, punându-i hramul adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și s-au sfătuit între ele cum ar putea face ca să poată lua o părticică din moaștele sfântului Dimitrie și să o aducă în biserica lor, căci a le lua cu totul socoteau că nu va voi sfântul, precum a și fost. Deci, venind cu smerenie și cu evlavie și chinându-se sfântului, au luat în taină o mică părticică din moaștele lui și, vrând să plece cu căruțele lor, caii nici de cum nu s-au putut mișca din locul acela, cu toate că vizitii îi băteau mereu, iar ele, cunoscând pricina, s-au coborât din căruțe și cu lacrimi au alergat și au căzut la moaștele sfântului și, punând părticica la locul ei, s-au rugat sfântului să le ierte greșeala. Astfel, izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au întors cu pace în satul lor. Altădată a venit preasfințitul mitropolit Nichifor al Târnovului împreună cu sinodul lui ca să se închine sfintelor moaște ale cuviosului Dimitrie.
Închinându-se mai întâi mitropolitul și sărutând Sfintele Moaște, s-a depărtat puțin și s-a așezat pe un scaun. După aceea, mergând pe rând toți ceilalți din sinodul său și sărutând Sfintele Moaște, un oarecare monah, Lavrentie, în vreme ce săruta moaștele, s-a ispitit ca să rupă cu gura o mică parte din moaștele Sfântului și a rămas cu gura căscată. Toți, uitându-se la dânsul și văzându-l cu gura căscată, nu pricepeau ce a pătimit, iar mitropolitul i-a poruncit să se dea la o parte ca să se închine și ceilalți, dar el, fiind fără glas, abia s-a depărtat puțin de la sicriul Sfântului, cerându-și iertare și astfel i s-a dezlegat limba și a grăit ca mai înainte. După aceea a mers cu mitropolitul la gazdă și atunci i-a povestit toate cele ce a pătimit, iar mitropolitul i-a zis: O, păcătosule, cum de n-ai socotit că de-ar fi fost să se împartă Sfintele Moaște la toți cei care vin să se închine, până acum n-ar mai fi rămas nimic, deci de acum pocăiește-te că ai greșit lui Dumnezeu și Sfântului. Un iubitor de Dumnezeu, episcopul Ioanichie al Periaslavului, căzând într-o boală foarte grea și neputându-se vindeca, l-au purtat 4 oameni la biserica Sfântului Dimitrie. Acolo l-au pus cu așternut în biserică și, slujindu-se Sfânta Liturghie, după 3 ceasuri s-a sculat sănătos și umbla pe picioarele sale, mulțumind lui Dumnezeu și lăudându-l pe Sfânt. Între anii 1769 și 1774, fiind război între Rusia și poarta otomană și cuprinzând și pe ofițerii țării noastre, generalul Petru Saltykov a trecut Dunărea și, pornind război împotriva Rușciucului, a trecut și prin satul Basarabov, unde se aflau moaștele Sfântului, iar generalul a luat aceste moaște, voind să le trimită în Rusia. Dar creștinul Hagi Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s-a rugat ca să nu străineze Sfintele Moaște, ci să le dăruiască țării noastre pentru prăzile și jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului și să o mângâie cu acest dar, adică cu Sfintele Moaște. Generalul, înduplecându-se, le-a dăruit țării românești și, primindu-le tot poporul, cu mare cinste le-a așezat în biserica cea mare a mitropoliei Ungro-Vlahiei, în zilele preasfințitului mitropolit Grigorie, și îndată a simțit tot poporul ocrotirea și sprijinul Sfântului, căci nu numai că a încetat războiul dintre muscali și turci, ci a contenit și ciuma cea înfricoșată. În timpul războiului de independență din anul 1877, un colonel bătrân din București avea 7 feciori care au fost duși pe front. Tatăl lor, fiind credincios, s-a rugat cu lacrimi la moaștele Sfântului Dimitrie să-i scape feciorii cu viață din război. Apoi a scris pe o hârtie numele lor și a așezat-o în taină sub capul Sfântului. După terminarea războiului, cu rugăciunile făcătorului de minuni Dimitrie, toți cei 7 feciori s-au întors sănătoși la casele lor. În timpul ocupației germane din primul război mondial, câțiva bulgari cu o mașină au furat moaștele Sfântului Dimitrie din Catedrala Mitropoliei din București cu scopul să le ducă peste Dunăre în țara lor, dar Sfântul n-a voit să părăsească România. De aceea, toată noaptea bulgarii, prin minune, au înconjurat străzile capitalei, dar n-au nimerit șoseaua care duce la Giurgiu ca să treacă Dunărea. Dimineața au fost prinși, iar Sfintele Moaște au fost aduse în catedrală. În anul 1955, o femeie din jurul Bucureștilor avea soțul paralizat și bolnav de nervi. Nemai putând de a suferi, a venit la Sfântul Dimitrie și a cerut sfatul unui preot. El i-a dat să citească acatistul cuviosului și să se închine cu credință la Sfânta Araclea. Femeia s-a întors acasă. Pe la miezul nopții a strigat-o soțul bolnav și a zis: Ai chemat vreun doctor din București la mine? Nu, i-a răspuns femeia. Cum nu, a zis soțul, acum câteva clipe a fost la mine doctorul și m-a consultat, de ce n-ai venit să-i plătești? S-a urcat într-o trăsură cu cai albi și a plecat spre București. Femeia l-a întrebat: Și te-a consultat? M-a uns cu un de lemn sfințit pe mână și pe piciorul paralizat și mi-a poruncit să nu te mai ocărăsc, nici să mai înjur că mă vindec. Te rog, iartă-mă, Marie, că de acum înainte nu te mai supăr, dar nu uita, du-te dimineață și plătește doctorului că tu l-ai chemat și știi unde locuiește. Dimineață bolnavul s-a sculat din pat complet sănătos, iar soția a mers plângând la moaștele Sfântului Dimitrie și cu multe lacrimi a mulțumit binefăcătorului ei. Acestea și multe alte minuni, care însă n-au fost scrise, a făcut Sfântul Dimitrie. Mult ajutor și mare folos câștigă toți cei ce cu credință năzuiesc către moaștele Sfântului.
pentru ale cărui rugăciuni Dumnezeule miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.